Panică în această după-amiază în zona pieței centrale din municipiu. O femeie s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc de pe strada Vlad Țepeș, în care locuise până în urmă cu 2 ani. În jurul orei 13 și 25 de minute, polițiștii de la Poliția Municipiului Giurgiu au fost sesizați prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apelul de Urgență 112 de către o persoană ce locuiește într-un imobil situat pe strada Vlad Țepeș din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că o femeie s-a aruncat de la etajul 5 al imobilului. La fața locului s-a deplasat de urgență echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu. La sosirea ambulanței, femeia era inconștientă, însă era încă în viață. Din cauza căzăturii puternice, trupul acesteia nu a mai rezistat până la spital și femeia a decedat. Pacientul era în stop cardiorespirator, prin cădere cu politraumatisme multiple, prin cădere de la înălțime etaj 6 pe corduri, respectiv trotuar. Puls, tensiune neperceptibile, pe monitor apărea un puls foarte slab. A fost transportată la spital, dar în timpul transportului a decedat. La aflarea veștii că sora lor nu a mai putut fi salvată, fratele și sora victimei erau în stare de șoc. Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe i-au adus femeii un scaun cu rotile și i-au administrat calmante. În același timp, fratele acesteia anunța telefonic rudele și prietenii despre tragicul eveniment. Potrivit bărbatului, femeia ar fi recurs la acest gest din cauza depresiei de care suferea după decesul soțului. Avea probleme, a fost zi. I-a murit soțul cu vreo 4 ani de zile, lucra la penitenciar și atunci a avut o depresie și a luat o raznă, ce să mai. A fost internat, a fost de mai multe ori. Din primele verificări ale anchetatorilor, reiese că victima avea probleme familiale și financiare. Până la finalizarea anchetei însă, se consideră moarte suspectă, iar polițiștii așteaptă acum rezultatele necropsiei.